Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video nou despre site-ul Deposit Network, unde noi am primit bonus în formă de monede de Bitcoin. Acum vreau să explic cum procedăm mai departe ca să ridicăm profitul, în ce cazul noi îl putem ridica. Atent la ceea ce explic, sunt multe momente. Primul moment principal că site-ul este în beta, adică el multe lucruri pe dânsul pot fi schimbate. Parcurs se perfecționează. Proiectul nu de mult a pornit, pe 25 decembrie, deci el are mult încă de făcut, s-a pornit pe 25 decembrie ca un fel de cadou pentru persoanele care de mult așteptau acest proiect. El s-a început parțial și acum pe parcurs multe lucruri sunt adăugate. Deci, în primul rând, cu verificarea trebuie de verificat la profil intrați și uitați-vă dacă sunteți verificat. Dacă este bufat cu verde, atunci o să puteți scoate profit. Dacă nu sunteți verificați, nu o să puteți face. Cât merge vorba despre bonusul care l-ați primit, ca să puteți scoate profitul. Deci bonusul nu o să-l putem scoate, el rămâne la ei. Merge vorba de venitul care noi putem să-l avem din venit, din bonusul acesta. A doilea moment, intrați în a cincilea, 1, 2, 3, 4, a cincilea, unde noi avem linkul nostru de referral, cine a invitat persoane, verificați dacă sunt verificate. Deci eu am multe invitate persoane și o să vedeți că toate practic nu sunt verificate. Deci toate care sunt cu roșu nu sunt verificate aceste persoane. Deci respectiv eu pentru dânși am primit bonus, dar venitul nu o să-l pot ridica până ei nu o să fie toate aceste persoane în parte verificat. Deci de pildă pentru 1 din 15. Undeva, cum așa e proporția, mulță, unde s-a dus. Deci așa poate descris. La persoană dată. De pildă. Deci după nu e clar în ce limbi el vorbește. Deci puteți să-i scrieți și să-i trimiteți mesaj, ca el să verifice și dacă nu-l știți și nu. Dacă îl cunoașteți, discutați cu dânsul că el să facă verificarea. Cum se face verificarea, am explicat în unele video. A doilea îmi pare că despre Deposit Network. Acum, mai jos este, uitați-vă, eu am câte persoane am în echipa mea, ca să văd merg pe fiecare pagină. Pe fiecare pagină sunt 15 ani. Acum încă aici ce trebuie de uitat? Atent din ce nivel este, vedeți? Scrie level 1. Deci level 1 ăsta e nivelul 1. Persoane care direct sunt invitate de mine. După link-ul meu s-a registrat. Pildă level 2 ăsta e invitat de cineva din invitații mei. Mai departe sunt și nivelul 3, vedeți, se vede. 3, 2, 3, deci, ca regulă, majoritatea oameni nu sunt verificat. Deci, oamenii au crezut că cineva o să dea bonusul pur și simplu să-l scoate, nu e așa. Deci, pentru orice lucru trebuie de depus un careva efort. Deci, eu am făcut verificarea. Acum o să arăt unde intrăm. Aici intrăm și vedem ce bonusuri mai aveți. Vedeți, sunt 3 conturi. Deci acesta cont e contul de bonusuri la de Bitcoin, care noi îl primim. Iar mai jos este contul principal, unde trebuie să intre profitul. Deci special am lăsat să nu fac nimic. Ca să vedeți că
lăsat câteva zile, că tot una văd că majoritatea nu se verifică, așa că, pur și simplu, pentru mine să scot, nu e interesant, că e sumă mică. Poate că deja de la Bitcoin, dacă ne uităm la a treilea. Aici se arată cât e cursul, deja e 22,56 dolari pentru o monedă. Deci el tot crește. Deci când noi primim bonus, se dă în valoare de 200 de dolari. Deci când eu am făcut înregistrare, cursul era în jur de 15 dolari. 200 împărțit la 15, să primim undeva vreo 15 monede. Plus minus. Deci ei, când au trecut deja, au crescut o leacă valoarea, deja se dă 10 monede. Când o să fie de pildă, știu, 30 de dolari, de pildă o să dă, eu știu, 5-8 acolo, cât o să proporțional. De ce să nu vă mirați de ce înainte era 15 și pe urmă câte 10 și apoi tot mai puțin, ca valoare în sumă undeva aceeași bonus de la oameni care prima dată se înregistrat. Sau pentru referali care s-au înregistrat. Acum, aici, când apăsăm pe împrumut care l-am dat, dați să arăt cum dau un împrumut, cam acolo 2 dolari, 2 monede. Deci, în primul rând, aici în jos, cum la 7 zile, ca să pot alege, da, este, indic 2. Pe urmă, apăs de a trimite, așa, greșeală, 7 dni, a, procentă, deci nu se poate lasă, nu fost atent. Deci 0,3 trebuie să fie procent. Dacă ați făcut atât corect, el se duce. Deci să-l depun, să treacă 7 zile. Cu toate că, vedeți, majoritatea nu se verifică, așa că doar pentru cele care sunt verificate, o să pot ridica bonus. Deci, aici el poate să încarce mult, că site-ul lucrează mai greu. Are multe dispărțituri, multe lucruri unite. Ea este unită cu bursa. Deci aștept că nu mi vreau să vă arăt unde mergem ca să ridicăm profitul. Deci eu merg în jos și aici câte loturi am dat eu. Mă duc la ultimul, cu acela care am început. Primul care l-am dat eu de 15 de Bitcoin era anume de mini dat bonusul meu. Pe dânsul vreau să-l închid. Da, încă un moment pe site să fac lucrări. Deci înainte de a face retragerea banilor, vă recomand să intrați în setări la browser și să ștergeți istoria. Căci rămâne lucruri care se descarcă în browser din versiunea precedentă. Dar eu am făcut reînnoieri de pildă pe site, din care cauză poate să fie situații de conflict. Deci uitați, vedeți așa 15 monede să dădeau. Acum oamenii care dau, vedeți, primesc câte 10 și 2 pentru nivelul 2. Acum eu trebuie să apăs. Aici să vede, data de 7 ianuarie am dat. Pe data de 14 s-a finisat, eu am lăsat 2 zile. Căci mai erau niște lucruri care trebuia să se întâmple. Deci uitați, aici este chat-ul lor în Telegram. Deci, dacă nu aveți instalat Telegram inițial, pe urmă, când apăsați pe acel buton, o să nimeriți în chat-ul lor oficial de Bitcoin, unde se poate de dat întrebări și de primit
la niște lucruri care nu le cunoști. Unica aici se discută în engleză, eu nu știu engleză, dar plus că mai este chat în rusă, de unde mă informez. Nu știu dacă este în română, scrieți-le lor și întrebați. Poate că cineva duce în română. Din suport. Dacă este cineva care știe română și lucrează cu ei. Oficial e engleză, pe urmă sunt câteva limbi care mai sunt adăugate. Deci, acesta e direcția la chat. Deci eu acolo am citit și m-am informat ca să înceapă a lucra normal. Deci unele lucruri trebuia să se adauge. Acum eu trebuie să fac stop. Dacă o să fie tot în regulă, deci eu o să primesc 0,32 pe balanța cei care am arătat de jos. Nu cei de sus de bonus, dar nu mi-e cei de jos. Și apăs. Dacă la mine nu va fi probleme, uneori sunt probleme cu legătura cu site-ul și poate să nu meargă. Sau schimbări sunt pe site, sau multe momente. Deci încă este problema la Ethereum, care este legat cu de Bitcoin. Este foarte încărcat de asta Ethereum și tot nu merge ușor. Deci blockchain este ceva care e nou, deci multe lucruri se perfecționează. Deci nu trebuie este de făcut careva mișcări. În plus, în sens că ceva nu se primește, începeți a primi careva concluzii rapide. Deci poate să fie problema, orică pe site sunt lucrări tehnice, ori problema cu viteza, cu alte, cu lucrurile de lucru, cu Ethereum. Deci trebuie lăsat în pace să scrie care cauza. Nu forțați. Doar dacă merge foarte, foarte mult, atunci se poate de mai reînnoit. Eu am multe deschise și pot să vin și din legătura internetului. Da, și mai este un moment că trebuie, știi, eu am uitat să spun, să avem pe portofelul nostru Ethereum bani pentru tranzacții. Deci, cum lucrează de Bitcoin? Deci, el este în cuplu cu Ethereum. Deci, Ethereum este moneda mamă, să spunem așa. De Bitcoin este creat prin ICO, primind plăți în Ethereum. De el este așa tehnologie ca smart contract. Cine nu știe, când o monetă nouă când apare, ia ca garant de pildă Ethereum. Prin Ethereum se fac toate plățile, inițial. Taxele și mai departe se plătesc în Ethereum. Pentru tranzacții. Fiecare monedă își alege criptomonedă mamă, se spune, prin care plătesc taxe. De pildă, sunt unele monede folosesc moneda Waves.
video eu am mai explicat-o, ca dacă majoritatea ca regulă Ethereum folosesc. Deci monete care îmi permit smart contract, anume un fel de înțelegeri între Ethereum și conducerea de la de Bitcoin. Mergere nu e. După ce reanuim, intrăm în portofel să vedem dacă nu au intervenit schimbări, că el poate a făcut ceva, dar e numerat. Deci, uitați-vă, vedeți apărut, cum am spus eu. Era 0 și am balanț, 0.32, vedeți? Venitul din... iar acele 15 monete de Bitcoin, bonus au fost luate. Deci eu am 32 de monede. Cum s-ar spune, cât e aceasta, nu știu calcula. $7 era, după cursul care este acum. Și 2, mulțim la 22 și ceva acolo era cursul, 60 în care. Da, 7 și ceva. 7.22. Deci, aici când intrăm la... Deci asta eu sunt verificat. Deci mie mi-a venit plata. Amuia dat să intrăm să văd, să încerc alt bonus. Deja primit, cum nu primit... Din 15 încercări, unul o să fie care o să mai meargă, că 0.32 precis. Trebuie să mă uit în lista mea de parteneri cât am eu verificat și cam când s-am înregistrat. Deci asta o să fie lucruri deja care n-are rost să facă video, că să nu iasă prea lung. Deci tot mărgă în jos. Data de 16, acum 16 la început. Deja discos monetele este, o să fac în alte video cum scoatem, sunt vreo câteva căi. Ca să pot scoate, eu trebuie să alimentez portofelul Ethereum, eu până când nu am alimentat, măcar cu vreo $10. Pentru taxe de transfer. Deci odată alimentația Ethereum și el urmă... La viață pentru lucru, la faceți multe. Deci prima am făcut, uitați-o de următoarea. Data de 7, data de 14, deci de a venit în 0.32, 7 zile, o să văd dacă nu de voie să o scot. Deci trebuie să-mi scrie error-ul ceva, că dacă nu-i verificat persoana. Deci se învârtește, se învârtește, dar merge greu. Deci o să trebuiască să închid multe lucruri care am deschis. Eu, pur și simplu, am învățăminte că am promis să fac video și bac una, bac alta, multe informații sunt care trebuie studiate, că nu pot să spune povești din cap. Inițial trebuie verificat multe lucruri, cât e posibil, că deci multe lucruri și eu nu le pot afla. Deci nu mi-a dat. Și eu așa atest eu la rând pe toate. Deci discos unde, uitați-vă la bursă. Sunt 1, 2, 3, 4 căi unde se poate discos.
Deci este prima bursă care deja oamenii trimit unetele încolo, le schimbă pe dolari și de pildă le scot. Deci bursa aceasta aici scrie că unde cursul ba crește, ba scade. Deci este site aparte. Sau poate și de aici de creat cont. A doilea direcție este Cloud Bank. Social Cloud Bank. Unde scriem? Până când nu merge, nu știu de ce, că ea se lucrează pe sine. Când o să lucreze, ei o să spună. Deci aici se poate de cumpărat, de vânzut, prețurile. Se vede că e noapte, e noapte nu lucrează, posibil că mai ora 5. Când este ziua cineva, atunci cred că se deschide. Sau se începe de la 1, cum eu am înțeles, eu încă n-am 1, un de Bitcoin. Uite, prin Cloud Bank nu merge încă. Trebuie să mai adun bonusuri dintre cei care sunt verificați. Uitați, mi s-a dat. Super. Deci eu merg mai departe și verificare câte am acolo. Văd că sunt oameni care scot foarte bine. Eu am acolo vreo 16 de astea. Am de unde aduna, cum să spun. Deci, ce pot să vă spun? Principalul de făcut aceste monete, pe urmă găsim cum să scoatem. Asta e cel mai greu, din tăi să le faci. Pentru asta vă recomand cât mai activ studiați toată informația, intrați în grup, citiți acolo foarte multe întrebări, se dau de persoane care și ce probleme întâlnesc și lor automat le răspunde. Cum automat? Când operatorul ajunge și vede întrebarea lor, de pildă, aici oficial, în timp, vedeți, eu am intrat, deja cu 30 de întrebări, sunt 3600 ceva de oameni, trebuie să testați vă jumătate de oră și să înțelegi care e situația. Și dați în jos și de pildă trebuie să scrieți și ID-ul, adică numărul vostru care îl aveți, ca să înțeleagă cu cine discută. Deci unde luați ID-ul? ID-ul când intrați la... Aici ăsta e ID-ul, numărul vostru. Că așa ei o să înțeleagă ce problemă aveți. Ei intră și se uite, dar așa dacă nu o să scrieți ID-ul, ei... nu se poate ajuta dacă aveți vreo careva problemă și nu știți cum să o rezolvați. Deci, vedeți că ne scriu careva mesaj, scriu și ID-ul. Fiecare. Și când ei răspund, ei spune de pildă la această persoană ceva acolo. Nu știu ce are în vedere. Și tot așa am studiat și... Foarte folositor acest chat, dacă nu aveți, instalați. Telegram. Deci, mai departe o să fac alt video mai încolo, cum scot bani. Căci sunt două, cel puțin căi. Una este mai complicată, este prin intermediul bursei. Acolo sunt vreo 3 pași, trebuie făcut din tăi. E făcută înregistrare. De mutat, nu contrat. Deci faceți înregistrare pe bursă, pe urmă acolo vă clarificați cu portofelii unde și ce și cum. Ca tare, uitați-vă în acest chat, dacă o să vă uitați în Telegram, sunt și video plasate de unele persoane care cu explicații. Și tot o să fie de folos. Deci, eu am vreo câteva persoane verificate
Și deci, din cauza dată, ei au mers și mi s-a dat bonus pentru deja. Deci eu o să primesc bonus plată, în sens că pentru acele persoane numai care au fost verificate. Iar pentru rest, deci eu trebuie să număr acolo în lista mea câte sunt. Deci din prima zi, de pe primii 5, partășim numai unul cu verde, el e verificat. Restul nu sunt verificat. Pe urmă, eu am aici 37 de pagini, deci am unii 37 înmulțit la 15. Este leacă de lucru. În mediu, 15, deci putem să iei mai puțin. De 500 de oameni, 550 de oameni. În echipa mea deja sunt. Deci asta în 5 nivele sare direct. Aici sunt oameni și în primul, și a doilea, și a treilea, și a patrulea nivel. Deci eu poate direct am invitat, știu, vreo 50-100 de oameni. Alții au invitat, pe unul, pe doi, trei acolo și deci atât așa mult arată în sumă. Bine, cam atât ce am vrut să spun, toate cele bune.